Nici un fel de federalizare. Bine. Și nici un fel de federalizare nu o să fie în Republica Moldova, pentru că nu este real lucrul acesta. Lucrul acesta și n-al decide Dodon, sau decide Plăhătniuc, sau decide Maia Sandu. Decide Cozac. Nici Cozac n-al decide. Și nici Hogan, ambasadorul Statelor Unite, și nici cei care au fost din Statele Unite. Decide poporul Republicii Moldova. Bine, dar de ce ar trebui eu să vă cred în cazul în care, în acel filmuleț, dumneavoastră spuneți că trebuie să fie două acorduri, unul care trebuie făcut public, iar altul care să fie secret, și în cel secret să fie clar scris că Republica Moldova va fi federalizată, iar în cel care îl veți face public să fie formulat altfel, astfel încât opinia publică să nu înțeleagă despre ce este vorba. Și aceste, dați-mi voie, vă rog, și aceste acorduri să fie încheiate, semnate în fața ambasadorului Rusiei. Așa a fost? Nu a fost așa. Acestea sunt trucări și scos din context toate subiectele astea. Și am spus-o de mai multe ori. Noi acum discutăm despre... Haideți să luăm pe rând. Eu aș vrea să pun regia filmulețul. Vă rog, și apoi discutăm. Я думаю, что мы должны подписать Плохотнюком закрытый. Написать Дадон Игорь Плохотнюк. И на каждой страничке подписаться. И мы должны его подписать закрытым. И в конце, где-то, держим, есть точка. И в конце должна быть ссылка, что по пунктам таким-то, таким-то в публичном документе будет такая формулировка. И вот формулировка. Предпринять совместные усилия для реинтеграции страны на основе предоставления Приднестровскому региону особого статуса в составе Республики Молдова, предусматривающего широкие законодательные, исполнительно-распределительные полномочия. Сейчас особого статуса в составе Республики Молдова, предусматривающего широкие законодательные, исполнительно-распределительные полномочия. Вот Козак мне диктовал, когда я сказал, что можем федерализацию писать. И оставь, как мы написали изначально, по пропорциональности. Рассмотрим возможность обсудить то, что вы поменяли вчера. Приступить к изучению движения возможности изменения 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 следующей части права. Изменения 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 изменения. Слушай, так это согласовано уже. К следующему очередному парламенту выборов обсудить изменение избирательной системы на пропорциональную точку. Согласована последняя редакция, которая будет передать. Это согласовано с Козаком. Așa, iată, domnule președinte, noi în acest filmuleț am văzut cum dumneavoastră îi dictați textul domnului Eraluv privind federalizarea Republicii Moldova și dumnealui scrie cuvânt după cuvânt. Doamna Caterina, haideți să punem punct pe subiectele astea. În primul rând, niciun fel de federalizare nu poate fi. Haideți să fie clar pentru toți cetățenii și lăsați sperietoarea aceasta într-o parte. Asta e unul. Asta e unul. Eu nu sperii. Nu, nu dumneavoastră, cei care le sperie. Doi, eu discut cu toți absolut. Absolut cu toți. Trei, multe din secvențele care le-ați văzut sunt trucate. Sunt trucate. Eu știam că ne filmează. Eu știu cu cine am de-a face. Eu știu foarte bine că Plăhătniuc e capabil de lucrurile astea. Dar pe mine... Filip ieri în emisiune despre înregistrări. L-am întrebat. Eu nu m-am uitat la lucrurile astea. De ce ați înregistrat? Și ca să finalizez, apropo, aceasta e urmărire penală, asta e dosar penal. Da, și dacă conținutul se adeverește, tot este foarte grav. Nu. Pentru că sunt niște lucruri grave. Știți ce înseamnă conținutul se adeverește asta? Dacă eu, președintele, am făcut careva acțiuni în sensul ăsta. Am semnat careva documente care presupun încălcarea Constituției. Noi nu am încălcat legea absolut deloc. În ceea ce ține de trucări și așa mai departe, haideți să le dăm într-o parte. Pentru că, repet, federalizarea este imposibilă.
este o sperietoare lansată, nu de dumneavoastră, de unele partide politice, de Plahotniuc, pentru a speria Statele Unite și a încerca să împiedice coaliția care a fost creată temporar sau permanent, să vedea, între socialiști și acum. Și... Dar în 2003, tot domnul Plahotniuc a propus federalizarea domnului Voronin? Haideți să ne aducem aminte, a fost în 91, în 92 război, ministru. Care, ce legătură are una cu alta? Cozac are un vis, să federalizeze Republica Moldova. Și a încercat, prin intermediul dumneavoastră, făcând coaliție cu PD, poate îi va reuși să-și îndeplinească acest vis. Ideea de este adevărat? Nu, categoric nu este adevărat. Ideea aceasta îi aparține liderului PD, care a fost chiar recent un interviu, care a fost acordat de către domnul Cozac. Dar haideți să nu intrăm în toate discuțiile. M-ați întrebat, v-am răspuns. Video trucat, federalizarea nu poate fi, președintele trebuie să discute cu toți. Nu se negocieze, discute cu toți. Și eu am discutat și voi discuta și în continuare. Bine, dar celălalt video care... Unde dumneavoastră spuneți că primiți din Federația Rusă câte 600-700 de mii de dolari, tot este trucat? Evident. Rog regia să-l puneți pe post. Говорит, ну, вы входите во власть, пусть зла дают. Говорю, что я должен просить. Вот он говорит, нет, я ему скажу. Может? Да. Нет, господин. Соблюдайте при себе? Да, Петру Тайцин. Ладно, и сейчас суть всего. 800 миллионов в месяц. Ну, кредай. Сейчас, не репрошу, что в плюс в настре в персонал. Мы говорим персонал, в мануке компании, в акционе. Нет, ну, да расчеты, которые там в обиду. Ну, это в обиду, у нас сейчас. Да? Да? У нас цель партии, но сейчас, конечно, мажорен, когда шаг сути, в сути, когда была ООН, ну, это я сам цель партии. Да. Domnule președinte, ați observat că în videourile acestea nu corespunde vocea cu cadrul? Eu nu vreau să mă expun nici într-un fel. Ce am observat și ce nu am observat, am auzit că dumneavoastră vorbiți despre finanțarea din Rusia a Partidului Socialiștilor și domnul Cozac v-a zis să cereți bani de la domnul Plahotniuc. În primul și rând, el a spus că e o sumă enormă și nu are de gând să finanțeze PSRM. Se poate de trucat orice video și dacă o să vedeți, nu corespunde sunetul cu cadrele. Așa că, la întrebarea noastră, 1. Așa ceva nu poate să fie. 2. Orice partid care este finanțat din afara țării este ilegal. Și 3. Socialiștii chiar recent, ieri sau altăieri, au spus că veniți încoace la noi și verificați tot ceea ce țineți socialiști. Nu este nicio încălcare și n-a fost niciodată nicio încălcare. Bine, dar dacă dovedesc că sunt adevărate aceste filmulețe... Dar nu are cum să se dovedească, pentru că nu este finanțare externă la Partidul Socialiștilor și nu poate fi. Pentru că oricare partid politic din Republica Moldova este finanțat din surse interne, este prevederile legii. Și credeți că un partid atât de puternic, care este cel mai puternic, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, ar risca cu așa chestii? Partidul... Lăsați trucurile astea a Partidului Noi Democrat. Noi suntem obligați, jurnaliștii, în cazul în care apare în spațiul public un astfel de filmuleț, cu atât mai mult unde este președintele țării și se vorbesc niște lucruri destul de grave, suntem obligați să le discutăm, cu atât mai mult când veniți dumneavoastră în studio.